Un hoț a fost prins în plină zi la Sibiu, după ce a lăsat mai multe femei fără genți și bunuri. Bărbatul a ieșit la furat chiar în piața mare a orașului și nu s-a gândit niciun moment că va fi înregistrat de camerele de supraveghere din zonă. Așa a fost și prins, iar polițiștii l-au reținut pentru faptele sale. Totul a început atunci când mai multe femei au ajuns la poliție și au depus plângeri după ce s-au trezit fără telefoane sau portofele. Oamenii legii au început cercetările în acest caz și în funcție de zonele în care au fost jefuite, polițiștii au început să urmărească imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate de primărie. Nu a durat mult până când autoritățile l-au depistat pe hoț. Și numică le-a fost mirarea atunci când au văzut care era modul său de operare. În imagini se vede clar cum bărbatul se apropie cu pașmici de victimă, o femeie care stătea liniștită pe bancă. La doar câțiva metri de locul în care se afla victima, acesta s-a lăsat în jos pentru a nu fi observat de femeie. A fost de ajuns o singură clipă de neatenție și hoțul de meserie a căpătat ce și-a dorit. La scurt timp după ce a realizat că a fost jefuită, victima s-a dus imediat la cea mai apropiată secție de poliție. Cu ajutorul camerelor video de supraveghere, hoțul a fost depistat. Oamenii legii au văzut direcția în care acesta fugise și au pornit în urmărirea sa. Hoțul nu a apucase să ajungă prea departe, așa că o patrulă poliției Locale l-a prins la scurt timp. El a fost predat Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu pentru continuarea cercetărilor. Acolo a fost audiat și urmează să fie luate măsurile legale în acest caz.